Doar presiunea de probă care iese la 3 bar, la 6 bar, depinde de cerința clientului și de tipul de răcitor. După probe, fiecare radiator trece prin mâna unor lăcătuși de final care execută niște operații finale, respectiv verifică filetele, ajustează produsele, pensează aripioarele dacă este nevoie, fac operația de curățire, execută măsurătorile și apoi le predau mai departe către sectorul de vopsire. Bineînțeles, înainte de vopsire trec printr-un filtru constituit de către grupa de inspecție care verifică prin sondaj aceste produse. Aici este punctul de control final, unde sunt verificate prin sondaj radiatoarele, sunt verificate actele întocmite de către lăcătuși și transpuse în practică cerințele clienților, respectiv documente care trebuie să însoțească livrarea. Absolut toată producția este controlată în sistem informatic. Inclusiv acest sistem informatic a fost conceput de către specialiștii RAL. În imagine se vede cuptorul de vopsire, practic instalația de polimerizare din cadrul cuptorului de vopsire, unde sunt vopsite radiatoarele și elementele componente ale lor. Vopsirea este în câmp electrostatic, prin depunerea de către pulbere pe produse. Avem două cabine de vopsire în câmp electrostatic, una este pentru culoarea negru, alta pentru alte culori și un conveior care poartă aceste piese. După depunerea pulberii, piesele intră în cuptorul de polimerizare în mod automat, fac o rotire, o buclă în acest cuptor și ajung în zona de descărcare. Ce piese sunt în momentul de față la vopsire care se ridică acum? Nu sunt radiatoare. Piesele pe care le vedeți sunt niște elemente, componente ale grupurilor de răcire, respectiv un radiator pentru a absorbi corespunzător. Aerul are nevoie și de o hotă. Această hotă dirijează aerul, absorpția aerului. Împreună cu ea mai este posibil să livrăm și un ventilator pentru a face această absorpție sau chiar și un motor. La acest loc de muncă se face montajul grupurilor, respectiv se prind mai multe răcitoare, unul peste altul, cu diverse elemente de prindere, șuruburi, piulițe sau alte elemente de prindere mecanice. Livrăm clienților noștri nu atât un produs, cât în special grupuri de produse, grupuri de răcire, respectiv își pot răci atât uleiul cât și apa și au chiar și un intercooler, respectiv un răcitor aer supraalimentare pentru alimentarea turbo a mașinilor. Just needs infinity. Relax. Take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity. Spuneați că aici se prelucrează piese din aluminiu și aici, în spatele nostru, văd câteva piese din oțel. Ce se întâmplă cu aceste piese? Avem, într-adevăr, specificul nostru este prelucrarea pieselor din aluminiu pentru răcitoarele, pentru schimbătoarele de căldură, dar, după cum am spus, în locația aceasta RAL Prundul Bârgăului, se fac grupuri integrate. Aceste grupuri integrate, în mod obligatoriu, au și alte elemente care sunt din oțel, respectiv hotă de absorpție a aerului, grilaje pentru protecția ventilatoarelor, sisteme de prindere din metal, diverse urechi de ridicare. Toate aceste elemente din oțel le executăm aici, la noi, în această locație. Avem utilaje specifice, avem locuri de muncă separate unde se lucrează oțelul, deci nu amestecat cu aluminiu. Ceea ce vedeți aici este o zonă în care se face sudura și ajustarea oțelului. And you will find infinity.
Aici se face debitarea oțelului pe care l-ați văzut în imaginile anterioare. Avem două instalații de debitare cu laser, cumpărate de la firma Trumf. Putem debita aproape orice grosime de material, sub 25 de mm, respectiv oțel simplu, oțel inox sau aluminiu pentru prototipuri și pentru alte piese uzuale care le folosim neuzual în rar. Și aceste instalații de debitare cu laser sunt programate de către programatori școlarizați către noi sau de către firma Trumf și sunt operate de către operatori care au căpătat instruirea necesară în cadrul firmei RAAL. Aici este o linie de ghilotine, sunt patru ghilotine pe care le folosim la debitarea tablelor de aluminiu, table mai groase, care la rândul lor sunt utilizate pentru diverse sisteme de prindere, pentru pereți, urechi sau alte sisteme de prindere ale radiatoarelor. Canturi moderne, comandă numerică, care sunt folosite atât la debitarea aluminiului cât și la oțel. La îndoirea aluminiului cât și a oțelului. Vedeți în imagini diverse piese îndoite pe aceste mașini. După cum ați putut vedea, activitatea de execuție a unui radiator este extrem de complexă și mai complexă este activitatea prin care se produc grupurile de răcire, dar este o activitate frumoasă. Sunt puține firme specializate pe acest domeniu de activitate, sunt puțini specialiști în acest domeniu de activitate și cred că este un domeniu de viitor. Un domeniu de viitor atât pentru RAAL cât și pentru Bistrița sau locația Prundul Bârgăului. Firma RAAL a făcut eforturi extrem de mari pentru a păstra angajații în această perioadă de criză, eforturi care au fost parțial încununate de succes, dar odată cu relansarea economică care a venit în țările din vest, și firma RAAL începe să cunoască această relansare, așa că angajații o să fie din ce în ce mai mulți, o să fie din ce în ce mai mulțumiți. Eforturile noastre sper să se concretizeze în mulțumirea oamenilor, în mulțumirea clienților și practica întregii comunități. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de programele ASTV. Asta e televiziunea ta!